Bună dimineața! Eu aseară am stat la părinții lui Serioja. Suntem la 2 km de Castel Mimi. Am dormit foarte bine. Casa e mare, spațioasă. Astăzi o să stau pe aici. Le-am promis că o să fac o saramură. Ei n-au mâncat niciodată, nici n-au auzit de saramură. Poate facem și un șașlic pe lângă casă. Uitați ce fain este. Am un prieten foarte bun care mă urmărește, pisoiul Putin. Toate legumele sunt de aici. Grădina este foarte, foarte mare, se duce în sus. Este și solar. Ia să vedem. Nu mai ies. De acolo în sus este grădina cu mulți pomi fructiferi, cu solar. Așa că sigur o să iasă o saramură delicioasă. Uitați răsăritul de soare. Foarte plăcut. Am zis că vă arăt de seară cum o să iasă acest tort cujma lui Goguță, clătit, umplute cu vișine, cu frișcă făcută în casă și ciocolată. Ne-am mâncat aseară cam jumătate. Foarte, foarte gustos. Cred că azi este și mai bun pentru că s-a legat. Ce bine arată. Eu o să mă apuc de saramură. Am curățat peștele, l-am tăiat. Jumătate o să-l facem prăjit, jumătate saramură. Sunt 3 kg jumate de crap. Este suficient. Aprindem grătarul acum. Legumele sunt și ele din grădină, doar ce le-am cules. Roșii și ardei. Bem un suc de roșii natural făcut acum câteva zile. Foarte, foarte gustos. Aici, după ce am curățat peștii, uitați. Pisicii din tot cartierul au venit. I-am hrănit bine. Am întrebat din ce facem grătarul, dar credeam că o să folosim cărbuni, dar uitați, tradițional, cu știuleț de porumb. Foarte, foarte bun sunt pentru grătar. Hai să vă arăt și grătarul de la interior. Dar e mai plăcut afară. Ia uitați cât de fain este. În dreapta este încă o bucătărie. Avem saună. Aici, toate condițiile. Vă mai arăt pe aici prin grădină. Casă mare de oameni gospodari. Aici se lucrează lângă noi. Foarte, foarte mare. Cu beci, jos. Cu... În clădirea asta din față, jos este o cameră, o baie mare cu jacuzzi și o saună mare. Uitați. Oameni, gospodari. Ok. Și e nu chiar mare așa. Asta e carnea de șașlăc. A fost ținută la baiți. Cred că are 2 zile, nu? De când e... Nu, ideea la cum o fac. Da. Dar o fac e de cumpărat, bună. Dar toată bună. Lumea cumpă, ia de acolo. Vine așa la găletușă, e murată cu ceapă, văd morcov.
verdeață cu de toate. Miroase frumos. Da, ce bine miroase. Și uitați ce frigărui mari. Avem de învățat. Uite așa, cum se face, bucățe foarte, foarte mari. Ia uitați. Uitați palma mea cât este. Am pus legumele la copt. Ardei, roșii, ceapă și ardei iute. Legumele sunt coapte, le las să se răcească cu puțină sare, o să le pun în cotavă deasupra să se năbușe și acum o să pun peștele pe grătar. A intrat și crapul pe grătar, mai ales unul o să-l prăjim, o să fac 5 porții, serioase. Oh, ce fum! Peștele prăjit pe grătar, l-am pus într-un ceaun cu ceva apă. Acum o să curăț legumele, le tai destul de mare, o să vă arăt, și le punem și pe ele aici. Uite, viespe, aoleu, să scot viespe de aici. Roșiile, ceapa, ardei iute și ardeiul gras. O să scot sâmburii acum și o să le tocăm destul de mare. Și aș lucru a intrat și el la grătar, la căldură. La ce bine miroase. Mamă, râtule, mă. Stai lângă oala cu pește, da? Cât de bine miroase. Peștele la grătar, legumele la grătar pe care le-am tocat, mari, uitați, chiar vrei să simți așa un ardei în farfurie. Eu am tocat și tulpinile de la tulpina de la o legătură de pătrunjel, am pus pe foc și acum o să las la cel mai mic ochi, cam jumătate de oră. Spre sfârșit o să pun usturoi și pătrunjel. Încă n-am pus ardeiul iute pentru că o să pun treptat, câte puțin, câte puțin, nu vreau să fac foarte iute. Eu mănânc iute, dar ceilalți nu mănâncă. Așteptăm să fiarbă acum. Mă tiem că o să iasă tare bun, cum zic moldovenii, mă tiem că o să iasă o bunătate. Și așa lucrul este gata, ia uitați cum arată. Cât de bine arată. Doar ce l-am scos, așteptăm să se răcească și prima tot să mâncăm șașlâc și saramură mai la sfârșit. Avem și zeamă de găină de casă, aperitive, musaca, de toate. Zacuscă, nu musaca, zacuscă. Începe și saramura să fiarbă. O să o las la foc mic, cam jumătate de oră. Poate mai puțin, punem usturoi, la sfârșit pătrunjel cu leuștean și gata este. Asta este ceva șlucu și mâncăm cu un sos din Gruzia. Georgia. Georgia. Gruzia e limba rusă.
Și ia să vedem. Gruzia e limba rusă. Am zis că este și iute și acru sosul. Foarte acru. Acru? Ia să vedem. Este acolo, da. Așa la dulce, așa să mănâncă. Da? La dar iute nu-i deloc. Iute nu-i cam. De că vezi, tectole. Iute nu-i deloc. Da, ei de oști mănâncă iute. Ei mănâncă iute și eu nu știu ce nu-i iute, dar de acolo e foarte acolo. Așa e la dulce. Da? Eu dacă știam, nu-i mai aduce, mă s-o de aia. Dar așa-ți lucru, stopește în gură. Senzațional. Cu 10 minute înainte să opresc focul, am pus și usturoiul. Am gustat-o de sare, de ardei iute. Ardei iute pun treptat să nu fie foarte iute. Da, și bine, la foc mic. Cam 10 minute o să mai las. Opresc focul, pun pătrunjel cu leuștean și gata, o să rămână. Am pus, nu știu, 50 de mililitri de oțet, maxim 50 de mililitri. Verdeața, acum las să se odihnească puțin și servim. Cât de bine arată. Așa arată salamura în forma finală. Am aici specialiști. Au zis că miroase foarte bine și arată foarte bine. Vă spun, gustul este extraordinar. Sper să le placă și lor. Sunt, na, ei n-au mâncat niciodată, dar sigur o să le placă. Mâine dimineață plec acasă. Și uitați, tatăl prietenului meu acurățește mere, zici că sunt de la expoziție. Cât de bine arată și cât de bine miros, o să le iau cu mine. S-a dus să mai culeagă, nu știu, gutui, roșii, nu știu ce mai culege. Uitați. Alte mere, gutui. Acolo trei sorturi de mere. Trei sorturi de mere, da? Câte bine arată? Nu, eu nu stau noapte, eu la 11-12 mă duc la culcare. Aici ce este? Poamă, nu? Da, de? De câte feluri? Poamă, Moldova și încă trei feluri de poamă. Da, trei feluri de soiuri. Trei feluri, dar nu mai știu Moldova, dar nu știu cum. Când le cumpăr ei îmi spun, dar eu nu mai țin în minte. Pun și ies. Oh, ce bine arată. Deja aranjăm merele în lădițe. Uite cât de bine arată. Am înțeles că dacă le ții cumva la rece, cum am eu în beci, până la anul mai rezistă, fără probleme. Aici poamă. Și o să mai fie și altele. Uitați ce trebuie să iau cu mine. Aici sunt ardei din grădină, vinete, roșii, poamă, mere, aici sunt și pere. Nu vă spun că au mai venit vreo 2-3 vecini. Au plecat chiar acum. Și au zis că sunt din România. Nu vă spun că cred că am mai prit încă vreo 10 sticle de băutură. Nu știu cum o să trec la vamă, o să am emoții, dar toată lumea aici este incredibil de primitoare. Toți se bucură să te vadă, să povestească cu tine. Nu știu dacă am întâlnit vreodată așa oameni. Este totul la superlativ. Când o să ajung acasă, o să despachetez, pentru că nici nu știu ce am primit. Toată lumea a adus câte sticlă, două, trei, când le-am povestit că eu am colecție de coniac. Și în mare parte este coniac sau vin.
gazda mea, mama lui Serioja, este directoarea școlii de aici din Anelii Noi și m-a îndrumat, am fost împreună la ceva familii nevoiașe și am dat și eu cât am putut. Câte 400 de lei moldovenești. Asta înseamnă 100 de fiecare. Am dat la câțiva copii mai mărâți. Nu vă spun cât de fericiți au fost. Și dacă aș putea să fac asta mai des, și o să fac mai des. Este un sentiment incredibil. Fiecare să-și ia câte o înghețată, nu știu, o prăjitură, ce consideră ei. Noi o să ne punem acum la masă, nu mai are rost să filmez. Am prăjit pește. Mesele aici în Republica Moldova sunt belșugate. Adică nu există un singur fel de mâncare. Cred că 10. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Mâine plecăm spre casă.